domnilor, înainte de premiile acestei ediții a Târgului de Carte Gaudeamus, ultima lansare din colecția Raftul Denisei a editurii Humanitas Fiction. Ea este dedicată uneia dintre cele mai importante scriitoare ale lumii din momentul de față. Numele ei este Ludmila Ulitskaya. Editura Humanitas și apoi editura Humanitas Fiction au publicat până acum aproape toată opera Ludmilei Ulitskaya. O voce de prim rang a literaturii contemporane, Ludmila Ulitskaya este și un om implicat civic în ceea ce se întâmplă astăzi, atât în țara ei, cât și în lume. O voce care se aude din ce în ce mai pregnant apel clubului internațional, Ludmila Ulitskaya a luat atitudine în ultimii ani asupra punctelor cele mai sensibile din politica lui Putin și din politica mondială, în ziare importante atât din Marea Britanie, cât și din Statele Unite ale Americii. Astăzi o omagiem și o celebrăm cu unul dintre cele mai frumoase romane ale ei și unul dintre cele mai traduse în lume romane. Este vorba despre Medeea și copiii ei, apărut în Rusia în 1996, roman care a primit numeroase premii, aș menționa un premiu italian foarte important, premiul Pene, și care s-a aflat pe lista scurtă la Booker Prize, cu versiunea englezească a acestei cărți. Romanul este tradus în peste 30 de țări. Este unul din romanele însorite ale Ludmilei Ulitskaya. Este un roman care îți produce o plăcere imensă la lectură și o să vă vedeți de ce. Invitații mei de astăzi vă vor demonstra cu brio de ce merită să fie citit acest superb roman Medeea și copiii ei. Este tradus în limba română de doamna Gabriela Russo, de altfel, dânsa este traducătoarea antitră a tuturor romanelor Ulitskayei în versiune românească. Permiteți-mi ca la început să-i dau cuvântul criticului literar Elisabeta Lăscu.